Mama fostului președinte Igor Dodon, Galina Dodon, învinuită de complicitate alături de fiul său pentru îmbogățire ilicită în unul din dosarele în care este cercetat Dodon, a fost astăzi la Procuratura Anticorupție. Anchetatorii au citat-o pentru a-i prezenta rezultatele unei expertize. Despre aceasta ne-a comunicat Mariana Kerpec, purtătorul responsabil de comunicare cu mass media din cadrul Procuraturii Generale. Galina Dodon și avocatul său nu au dorit să facă declarații pentru presă, dar Igor Dodon a reacționat la citație pe pagina sa de Facebook. Potrivit Mariane Kerpec, procurorul responsabil de comunicare cu mass media la Procuratura Generală, Galina Dodon, mama fostului șef de stat Igor Dodon, a fost chemată la Procuratura Anticorupție pentru a-i se aduce la cunoștință rezultatele unei expertize asupra munițiilor depistate în casa acesteia în cadrul unor percheziții. Într-adevăr, a fost citată astăzi pentru a se aduce la cunoștință rezultatele expertizei dispuse pe munițiile care au fost ridicate în cadrul perchezițiilor de la domiciliul acestea. Muniția asta înseamnă patron. Nu are calitatea de învinuit, complice, mai bine zis, la săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită în cadrul aceluiași dosar penal în care este vizat și fostul șef de stat. Galina Dodon și avocatul său nu au dorit să facă declarații pentru presă. Ce se putea spune pentru public? Adică în reacție pe pagina sa de Facebook, Igor Dodon a scris că în cele câteva cărtușe de vânătoare găsite într-o casă unde există de decenii tradiția de vânători la soți și la feciori, sunt un motiv de a purta o femeie în etate prin procuraturi. V-ați speriat că mama mea poate organiza o lovitură de stat? Vai de capul vostru! L-am contactat pentru un comentariu pe procurorul de caz Petru Iarmaliuc, dar acesta ne-a spus că nu poate comunica întrucât se află alături de fiul său la spital. Mariana Kerpec, procurorul responsabil de comunicare cu mass media la Procuratura Generală, ne-a scris într-un mesaj, citem: nu vom comenta declarațiile prin care se încearcă atragerea instituției în cadrul unor dispute publice. Dezbaterile cu caracter juridic, inclusiv probele din dosar, vor fi dezbătute în cadrul ședințelor de judecată. Amintim că și Galina Dodon, soția fostului președinte, este acuzată de complicitate la îmbogățire ilicită alături de soțul ei, Igor Dodon, pe unul din cele patru capete de acuzare aduse acestuia. El a fost reținut în data de 24 mai, iar ulterior a fost plasat în arest la domiciliu. Dodon este învinuit de trădare de patrie, îmbogățire ilicită, corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal. Fostul șef de stat susține că dosarul său este politic, pornind la indicația Maie Sandu, că învinuirile privind averea sa sunt nejustificate, iar arestul său a fost făcut cu scopul de a atrage atenția oamenilor de la problema din țară. Maia Sandu a negat în repetate rânduri orice mixtiune în actul de justiție, precizând că nu dă indicații procurorilor și judecătorilor și le-a cerut acestora să-și facă treaba. Procurorul general interimar a precizat anterior că nu primește indicații din exterior, iar acuzatorii acționează ghindându-se doar de lege.